Pentru miercuri, meteorologii anunță ploi însoțite de descărcări electrice în nordul și centrul țării. La Briceni și Soroca vor fi 24 de grade, iar la Bălți cu unul mai mult. La Orhei se vor înregistra 26 de grade Celsius, la Tiraspol și Leova vor fi 28 de grade, iar la Cumrat și Cahul sunt anunțate 29 de grade Celsius. Miercuri, în capitală, cerul va fi variabil și se vor înregistra 28 de grade. În următoarele zile, vremea se încălzește și mai mult. Ziua vor fi între 29 și 32 de grade, iar noaptea maximă va fi de 19. Miercuri, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi înnorat, iar pe alocuri va ploua. La Madrid vor fi 28 de grade, la Paris se așteaptă 23 de grade, la Londra 20, la fel ca și la Berlin. La Roma vor fi 34 de grade Celsius, iar la Viena 31. La Praga se vor înregistra 21 de grade, iar la Varșovia se așteaptă cu 9 grade mai mult. La Budapesta se vor înregistra 36 de grade și cer serin. La Belgrad 34 și 30 de grade vor fi la București. La Atena maxima va fi de 34 de grade. La Kiev se așteaptă 30 de grade. La Moscova maxima va fi de 27 de grade. 28 de grade Celsius și ploi se vor înregistra la Ankara.